Bine v-am regăsit la GoTech! Astăzi vă voi prezenta în continuare despre istoricul rețelelor de telefonie mobilă și lansarea Facebook Home. În 1990 s-a introdus o nouă rețea de telefonie mobilă care se baza pe sistemele GSM. Sistemul de telefonie 2G este pus pentru prima dată în practică în 1991 în Finlanda. Telefoanele devin tot mai mici și portabile, greutatea standard fiind între 100 și 200 de grame, sunt mai eficiente energetic, iar popularitatea lor crește. În a doua generație apar servicii noi, cum ar fi mesajul SMS, internetul, downloadul de ringtone-uri sau plățile comerciale. Prima rețea 3G a fost introdusă pe 1 octombrie 2001 în Japonia. Viteza de transmisie este mai mare, calitatea serviciilor oferite, care devin tot mai diversificate, și iar la sfârșitul anului 2007 existau aproape 200 de milioane de abonați ai acestei rețele. Rețeaua 4G a fost deja introdusă, însă este abia la început. Este valabilă și la noi în țară, la mari operatori de telefonie mobilă, însă nu în toate orașele. Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a introdus o nouă versiune a rețelei de socializare pe telefoanele Android. El vrea să transforme telefonul într-o casă pentru rețeaua socială. Update-urile venite acoperă întreg ecranul, iar textul este afișat peste acestea. Atât ecranul principal cât și ecranul de deblocare sunt complet modificate. Interfața este ca și inexistentă, iar pentru un simplu like trebuie să atingi ecranul de două ori. Notificările care erau anunțate în bara de sus vin acum direct de la prietenii din lista ta. Cu gesturi simple le pot fi înlăturate odată ce au fost citite, iar accesul la restul aplicațiilor nu va fi restricționat. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept data viitoare cu cele mai noi informații din tehnologie.